Intrați cu voie bună, ca aici lumea se adună, în casa vătaului, în călușara grebenațului. Bună dimineața! Bună dimineața, acasă! Bună dimineața! Noi aici ne adunăm, tradiția s-o păstrăm, că fășam cu sărbătoare și numai grebenă ți-o are. Călușenii mei cei dragi, că vii spântri și frumos, ați păstrăm jocul nostru, e lăsat din moș strămoș. Thank you.
Andan la reușita festivalului își dau aportul de plin membrii Consiliului Executiv. Roman Bugar, președinte, Todor Petrovici, Nicu Ciobanu, Dinicu Voin, Marius Rămianț, Viorel Bălăgean, Doru, Todor Ursu, Dorel Cina, Ion Svera, Ilie Vinu, Marinel Rogean și secretarul tehnic Pavel Herendici, precum și membrii Comisiei Artistice, Petru Popa, președinte, Cristian Giugea și Lidia Cina. Să-i salutăm cu un aplauz. Fără îndoială că folclorul românesc este una dintre cele mai prețioase bogății ale lumii, fapt ce va fi demonstrat și de ansamblul folcloric al Asociației pentru Altă și Cultură Românească Vicentie Petrovici Bocăluț din Torac, care ne va prezenta o suită de dansuri autentice, coregrafi Perau Colișan și George Buta. Sa novim spletom rumunskih igara predstaviće se folklorni ansambl iz Torca. Iar noi acum stăm de vorbă cu Roman Bugar, președintele Consiliului Festivalului. Iată, suntem spre finalul emisiunii, înainte de Torăceni, nu mai avem multe. Ce părere ai despre seara aceasta, Grebeceni? Părerea mea este că a fost un spectacol excepțional. Și eu sunt tot de părerea aia. Se vede experiența noastră a organizatorilor. Mă gândesc la Consiliul Festivalului care face programul an de an și pauzele acelea sunt tot mai mici și deja ea, ca noi cât vorbim, ansamblul este deja pregătit pentru a începe. Așa că din an în an ne străduim ca pauzele între puncte, mai ales când este vorba despre programul care merge în direct la televiziune, să fie cât pauzele alea cât mai scurte ca telespectatorii, dar și spectatorii de aici, ca să nu se plictisească atâta. Eu aș dori să întreb, tu nu lucrezi doar cu orchestra Consiliului și, uite, ajuți și orchestra din această localitate și pe cei din Ovcea, dar și pe mulți alții. Da, de aceea păstrăm folclorul și tradiția și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Știm că nu putem toți avea orchestre și nu avem de ajuns și dacă Dumnezeu m-a dat darul ăla ca să pot să cânt și să conduc și să ajut pe cineva, de ce ca să nu le ies în întâmpinare? Dacă lor le trebuie și au nevoie, la fiecare sat, eu asta ce lucru, fără niciun ban, lucru benevol și nu numai eu, mai există oameni aici care noi, pentru noi muzicienii, ne ajutăm și ieșim în întâmpinare. Și în această direcție eu îți mulțumesc, iar noi să-i ascultăm în continuare pe Torăceni, așa e? Așa.
Iar acum urmează surpriza serii Oaspeții din România, îndrăgiți interpreți Maria Didraga și Vasile Conea, care vor fi acompaniați de Orchestra Steaua din Ovcea, dirijată de magistrul Roman Bugar. De origine din țara Almăjului, Maria Didraga caută emoția din muzica îndrumată de dragostea pentru folclor și locurile natale. Absolventa Colegiului Național de Artă Ion Vidu din Timișoara a studiat flautul și pianul. A făcut și studii teoretice. Este deținătoarea mai multor recunoștințe și premii. Să arătăm admirația noastră printr-un aplauz. Gostii naših domaćina prve večeri velikog festivala folklora Rumuna dolaze nam iz Rumunije. Aplauz je bio namijenjen vokalnoj solistkinji Mariji Didraga. Iar eu stau de vorbă cu doi coregrafi din Torac, George But, așa e, da. Fost elev al meu, da. Și cu Pera Ocolișan. De ani de zile lucrați cu dansatorii din Torac. Da. Se pare că o perioadă era o criză, nu? Dacă nu mă înșel eu. Dar acum, în seara aceasta, ați avut câteva dansuri excepționale și foarte mulți dansatori. Ce se întâmplă la Torac? Nimic, s-a întors totul la normal, îmi pare foarte bine, oamenii au înțeles că a fost o greșeală oarecare. După cum ați putut să vedeți, și fiica mea, Adina, a avut prima ei coreografie, având în vedere că a gătat școala de artă la Timișoara, pe lângă școala de facultate de farmacie. Eu cu prietenul meu de 20 de ani punem coreografia în scenă, cred că și mie și lui acum seara ne-a fost sufletul plin. Se vede poate pe buzele noastre surâsul, deci cred că sunt fantastici. Foarte frumos, excepțional. Spune-mă, câți dansatori aveți acum? Deocamdată avem 15 perechi, sperăm că o să fie și mai puțin, o să avem probleme cu fetele, cu băieții, din cauza că problema pleacă de la școală. Înseamnă, de la școală, dacă nu începe cu dansul, cu ritmica, nu se poate forma un dansator. Da. Eu cu colegul meu, Pera, o să ne trugim cât mai mult, să aducem cât mai mulți dansatori, să fie un ansamblu, să spunem așa, un ansamblu mare, vestit. Asta e ansamblul ăla care era pe vremuri când era Lira și când era coreograful acela Negru Ionel. Negru Ionel, da, desigur. Și melodiile și ardelenele acelea miroase a Toracul de cândva. Da, miroase a Bocăluț. Deci Bocăluț, nu putem să-l uităm niciodată. Ardelenele lui atât de frumoase. Așa e, da. Minunate. Eu vă spun foarte mult succes pentru viitor, pentru că în seara aceasta v-ați prezentat excepțional. La dansatori, dacă scena nu e plină, dacă nu sunt mulți, nu e treaba. Asta vedem și în România, dar și este la noi. Un gol, desigur. Așa e. Vă doresc succes. Vă mulțumim. Acum dau microfonul colegei Carmen Țăran să stea de vorbă și ea cu un dansator nou de la Grebenaț. Dansator, organizator, profesor, multe roluri a avut. În sfârșit v-a căzut piatra de pe inimă. Cum vă simțiți? Credeți-mă, după prima seară de spectacol, mă simt foarte ușurat. Acum a fost o zi foarte grea pentru mine, în special ca coordonator, ca dansator, ca muzicant. A fost o seară foarte grea și a decurs într-o manieră plăcută și s-a terminat cu bine. Sper ca următoarele zile să decurgă tot în ambient așa frumos și timpul să fie tot la fel așa de frumos. Deci ați primit organizarea acestui festival, v-ați pregătit mult, toți au participat din sat și cei mici și cei mari. Da, ne-am pregătit foarte mult și sunt foarte mulțumiți și bucuroși că această manifestare are loc la Grebenaț de prima dată după 54 de ani. Suntem foarte bucuroși și mulțumiți toți sătenii și toți membrii ai comunității locale, ai școlii, ai societății culturale. La cine mai doriți în special să mulțumiți? Doresc să mulțumesc, bineînțeles, la Consiliul Național al Minorităților Naționale Române care ne-a sprijinit, la Primăria Biserica Albă și toate instituțiile care ne-au sprijinit financiar și, bineînțeles, la toți sponsorii săteni din Grebenaț. Grebencenii, cu ce se vor prezenta în următoarele zile? Mai aveți participanți? Da, mai avem 200 de dansuri și avem soliști vocali și instrumentiști.
Cum vă mai așteptați să mai fie programul mai degajat, mai cum o să fie în următoarele zile? Cred că în următoarele primele două zile va fi un pic mai aglomerat programul vineri și sâmbătă, fiindcă sunt mai multe ansambluri folclorice. Iar duminică, bineînțeles, este programul de gală și este program internațional competitiv între soliștii noștri și specii din România. Iar noi, stimați telespectatori, suntem în finalul emisiunii din seara aceasta. Au mai rămas doar câteva minute, ieșim din programul direct, dar înregistrăm tot ce se realizează pe scena de vară din Grebenați. Trebuie să vă reamintim că emisiunea de duminică, Magazin TV la ora 12, o transmitem în direct de aici, de pe scena de vară din Grebenați. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noapte bună și din partea mea, vă mulțumesc și ne vedem duminică din nou. Bună ziua, vă spun din suflet, stimate gazde. Și tot din suflet vă spun că mă bucur nespus să mă aflu aici în fața dumneavoastră, deși sunt pentru prima dată și la Grebenați, dar pentru prima dată și la acest mare festival. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru primirea călduroasă, pentru invitație. Să dea Dumnezeu ca acest festival să însumeze cel puțin la fel de multe ediții precum însumează deja, iar dumneavoastră să rămâneți la fel de bănățeni și la fel de români, cu inima curată și cu sufletul bun, așa cum vă cunosc eu acum. Pentru dumneavoastră din suflet cânt! Va
aduc apa din izvoare și flori de mărgăritare. Roa codrilor în soi, în cec de privighetor. Aduc apa din izvoare și flori de mărgăritare. Cec de pe vighetor. Bună vreme, lumea mea, dintre voi n-aș mai pleca. Ai mai fain, oamenii vis voi, că vă petreșeți cu noi. Frumos îi pământul tot, în ce cupă lungem voi. Dar nimic nu-i apanatul, asta și e tot natur. Că vă plac doinele, sunt convinsă că sunteți pătimași și iubiți tot ce este frumos. Vin cu o doină în fața dumneavoastră. Sper să fie pe gustul dumneavoastră din suflet. Oh,
ce-ai făcut, Nana, din mine, Nana. Au că nu pot iubi pe nimeni. Stau mereu și mă gândesc, mă. Cum să-ți spun cât? Au, cum să-ți spun cât pătimesc, mă. Mă doare inima tare, mă doare inima tare, Nana, Nana. Ești Nana, ca o floare. Mă doare sufletul, mă. Că m-ai lăsat la altumă. Și mă doare inima, mă. Mă dă-ți mie de
cu sărutări și cu vorbe duci. Inima de drame pline la piept mă strângi. Mă dezmierzi cu sărutări și cu vorbe duci. Inima de drame pline la piept mă strângi. Face dragoste curată, dorul meu iubit. Ai rupt inima în mine, tu nici n-am gândit. Ce uiți la mine ca la soare și ce vorbe duci. Eu ce-aș cer